Bună draga mea, sunt Luna Ala. Săptămâna va începe cu o lună nouă în semnul scorpionului, dar din nefericire în opoziție cu Uranus. Acest aspect poate genera situații conflictuale, complicate, acute în sfera muncii și a serviciilor. Cu toate acestea, dacă ai vrut să-ți încerci mâna în orice aventură sau să cumperi imobiliare, acum ai o șansă. Diverse experimente cu imaginea ta vor merge bine. Joi 31 octombrie, Mercur este inversat în zodia Scorpionului. Pot să apară condiții meteo dificile, precipitații anormale, ninsuri abundente, furtună de gheață. Odată cu sfârșitul lunii octombrie, începe perioada tradițională de întârzieri în obținerea informațiilor și în operarea comunicațiilor. Informațiile primite pot fi denaturate, este posibil să fie înțeleasă greșit. Vineri, 1 noiembrie, Venus intră în zodia judecătorului. Venus formează un aspect armonios cu planeta relațiilor. O zi de bun augur pentru restabilirea relațiilor rupte, rezolvarea pașnică a problemelor de conflict. Îți poți îmbunătăți afacerile financiare dacă te implici o activ în căutarea unei surse suplimentare de venit. În aceeași zi, 1 noiembrie, creștinii sărbătoresc Sfinții Cosma și Damian sau Vracevul, adică Vindeca în Slavona. Sărbătorirea lor este importantă pentru tămădoirea bolilor, în special a epilepsiei și febrei tifoidea. Au primit numele de doctor fără arginți pentru că vindecarea era dată nu de medicamente, ci de credința în Hristos. Pentru acest motiv, ei nu primeau niciun fel de plată de la pacienții lor. Singura lor plată era ca cel tămăduit să creadă în Hristos. Pentru că Damian a acceptat trei ouă de la paladia, o femeie care a fost vindecată de o boală, acesta a cerut să nu fie îngropată alături de fratele său. Dar, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, cei doi au fost îngropați împreună. Este bine să reții că orice sfânt alină suferințele oamenilor, dar unii au fost și doctori: Cosma și Damian, Chir, Ioan și Pantelimon. Dar hai să lăsăm cele sfinte și să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec Poți deveni sigură că tot ce este în jurul tău încearcă să facă rău mândriei tale. Trebuie să te moderezi, să fii mai tolerantă și să nu provoci conflicte. În a doua jumătate a săptămânii este posibil să ai o lipsă de fonduri. Asigură-te că vei petrece cât mai mult timp cu membrii familiei. Mergeți împreună în vizită, chiar dacă plouă. O astfel de atitudine îți va genera o bună dispoziție, bună stare și încredere în sine. Luni poți primi o veste, iar întâlnirea va fi amânată pentru o perioadă nedeterminată. Miercuri nu te grăbi la extreme, nu face mai multe lucruri în același timp, ci mai degrabă alege principalul lucru și du până la final. Joi va trebui să-ți aperi părerea, pentru că prin mișcarea unei baghete magice problemele tale nu vor fi rezolvate. Poate că este timpul să te retragi, cel puțin pentru o perioadă scurtă de timp și să-ți sortezi gândurile și sentimentele. Marți nu cere de la persoana iubită mai mult decât poate sau vrea să-ți dea, altfel vei fi jignită și nu vei căpăta nimic. Joi sau sâmbătă vă puteți apropia unul de celălalt. Astrele îți recomandă să faci sexul fără pretenții. Astfel vei elibera stresul acumulat în tine în timpul zilei mai repede și mai bine decât orice altceva. Desigur, cea mai bună opțiune este să faci dragoste cu soțul sau un iubit constant. Dar dacă nu există, nu te pierde! Simte-te liberă să organizezi un sex pretenos pe baza asistenței reciproce cu orice persoană care îți place. Nu uita de măsurile preventive. Luni încearcă să faci lucruri mici, nu plănuim nimic serios. Marți sau miercuri te poți aștepta la noi în casă renumerar. Joi este de bun augur să găzduiești o întâlnire sau să faci o ședință de creativitate. Chiar dacă ești puțin mochurâtă, mirosurile plăcute îți pot ridica starea de spirit și imunitatea. Alege-o aromele de iesomie și mandarine și lasă-le să te însoțească toată ziua de dimineață până seara. Produsele de igienă, geluri de duș, săpun, deodorant, paste de dinți, parfumuri și uleiuri aromate te vor ajuta să faci acest lucru. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur, ești încăpățânată și nu dorești să faci compromisuri. Totul ar trebui să fie așa cum vrei tu și nu altfel. La începutul săptămânii evite rezolvarea problemelor profesionale și să ai întâlniri de afaceri importante. De asemenea, exclude din programul tău reparațiile și alte probleme casnice, A venit vremea schimbării. Cu toate acestea, este recomandat să nu te grăbești sau să încerci să grăbești lucrurile. Și nu pune toate dificultățile la inimă. Problemele trebuie rezolvate, dar nu te îngrijora pentru ele. Și dacă nu poți schimba circumstanțele, atunci este urgent să schimbi atitudinea față de ele. Fă doar asta și apoi norii de deasupra capului tău se vor dispersa fără urmă. Vineri, bazează-te pe intuiția ta, nu pe opinia altora. Săptămâna aceasta de a foarte misterioasă și atractivă. Încearcă să înveți nu numai să accepti iubirea unei persoane apropiate, ci să o oferi. Vineri este probabil o cine romantică care va aduce și mai mult mister în viața ta. Duminica așteaptă-te la o cunoștință plăcută pe drum. Deseori privești lumea cu scepticism, prin urmare, orice propuneri de a petrece o seară în afara casei te face sceptică. După cum crezi tu, știi tot ce este pe lumea, la ce duc săruturile, la ce se ajunge cu o nevinovată și cum se termine vizionarea comună a unui film într-un cinematograf. Încasările de bani sunt probabil marți, dar nu te grăbi să-i cheltui. Este mai bine să creezi o resursă financiară. Vineri nu este cea mai bună zi pentru a lua un împrumut sau a cumpăra ceva de mâna a doua. În această săptămână ar trebui să dedici mai mult timp menținerei sănătății ochilor. Vederea ta poate fi afectată dacă ești nepăsătoare sau tristă. Nu uita de regulile simple. Cornea trebuie hidratată, nu citi și privi televizorul întuneric, iar lucrând la calculator trebuie să faci pauze. Este util să faci gimnastica pentru ochi cel puțin de două ori pe zi. Dacă porți ochelari sau lentile de contact, ar trebui să vizitezi un oftalmolog. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, te vei confrunta cu multe dificultăți la locul de muncă. Acest lucru va provoca supra-solicitare și pierderea optimismului. După ce ai dormit bine și ai uitat de probleme, o perioadă vei reveni repede la normal și îți vei putea relua îndatoririle. Joi vei simți din nou un gust pentru viața. Și apropo, dacă nu ai încă un coechipier, nu rata șansa de a-l găsi. Săptămâna aceasta poți deveni o persoană populară, poți fi în centrul evenimentelor. Vei avea multe oferte interesante de afaceri. Se deschid noi perspective și oportunități atât în muncă cât și în viața personală. Luni pot exista evenimente încurajatoare care îți vor îmbunătăți starea de spirit. Vineri, contactele cu conducerea vor rezolva probleme importante. Sâmbătă încearcă să te relaxezi în afara orașului. Este o săptămână bună pentru întâlniri, noi cunoștințe și împlinirea dorințelor. Relațiile cu persoana iubită se vor schimba în bine, timpul de neînțelegere și iritarea vor fi lăsate în urmă. Acum te aștepți la armonie, bucurie și reîncărcare în familia. Poți anunța chiar și la cel mai efervescent contact sexual și vei prefera în curând întâlnirile cu prietenii cu care poți schimba cele mai recente vești sau mai ales pârfe. La întâlniri atât de pretenoase, poți învăța multe și despre laturile ascunse ale vieții umane. La mijlocul săptămânii vei găsi o ofertă profitabilă despre un loc de muncă interesant. Ideile tale vor fi la cerere și îți vor aduce profit. Așadar, îți poți permite să cumperi un nou telefon din cel mai recent model. Acum ai nevoie de căldură, dar nu de supraîncălzire. Poți prinde serios o dacă te îmbraci fără a ține cont de capriciile vremii. Amintește-ți că ceea ce porți pe stradă nu este neapărat potrivit pentru interior. În primul rând, acest lucru se aplică pantofilor. Trebuie să ai o pereche ușoară de șoabile, cel puțin la birou. Monitorizează cu atenție prognozele meteo și asigură-te că le iei în considerare atunci când alegi lucrurile din dulap. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Rac, se pare că te-ai săturat de rutina, dar nu știi cum poți face diferența. Nimic nu este mai ușor. Începe să faci ceea ce ai dorit de mult și ignoră obstacolele. Chiar la începutul săptămânii, încearca să nu-i provoci pe șef, respectă disciplina, subordonarea și nu încerca să vii la lucru cu mahmureală. Pentru a preveni un astfel de incident, nu abuza de televizor, bine dormi. Vei avea nevoie de rezistență și de determinare pentru a-ți atinge obiectivul. Succesul necesită o pregătire atentă și verificarea informațiilor necesare. Nu respinge ajutorul prietenilor, dar nu te baza doar pe ei, nu ești imună la nepasarea lor. Acum tot ceea ce nu se încadrează în patul procustean al raționalității este sortit eșecului. La sfârșitul săptămânii vei simți că ți-ai atins obiectivul. Ești deosebit de atractivă acum. Dacă la momentul potrivit vei fi sensibilă, atunci cineva se poate îndrăgosti de tine până peste urechi. Acest lucru se poate întâmpla atât miercuri cât și duminică când îl vei întâlni în privat. Pe tine te favorizează soarele, prin urmare, pentru a-ți consolida libidoul, aderă la diverse tipuri de divertisment și proceduri legate de soare. Aceasta poate fi o vizită la solar sau o plimbare romantică cu persoana iubită în aer curat. În pat este recomandat să arăți ingeniozitate, generozitate și să nu te mulțumești cu laudele la iubitului tău. La mijlocul săptămânii este un moment bun pentru a pune accent pe cariera. Joi este probabil ca cheltuielile cu copiii sau rudele să fie neașteptat de mari. Sâmbătă, perseverența și punctualitatea îți vor permite să câștigi bani în plus. Boala nu te va întâlni dacă nu-i permiți. Săptămâna aceasta multe depind de puterea voinții și de starea ta de spirit. Cel mai simplu mod de a te îmbolnăvi este să te duci la culcare și să începi să ai regrete și să te judeci. Dacă dorești să te menții în formă, acordă atenție prevenției. Mai multe legume crude petrece mai mult timp în aer liber. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu îți sunt contraindicate orice conflicte. În plus, încearcă să nu iei decizii cu privire la probleme importante. Acum ar trebui să-ți faci timp pentru a face o trebură de casnice, pentru a-ți orta propriile sentimente și pentru a te gândi la planurile pentru luna următoare. Săptămâna aceasta există un mare risc să greșești și să reîncepi treburile de la zero. De joi, așteaptă-te la schimbări pozitive în viața personală, poți întâlni bărbați interesanți, dar nu fi prea sincere. Lasă deoparte ajutația și ascultă-ți intuiția. Este important să simți că evenimentele care ți se întâmplă se dezvoltă într-o direcție bună. Viața îți va aduce multe surprize în această săptămână, dar nu numai plăcute. Miercuri, folosind contacte utile, poți face o alegere profesională serioasă. Vinere vei dori să acționezi contrar celorlalți, dar este mai bine să nu o faci în acest moment. În un weekend încearcă să dedici mai mult timp celor dragi. Pasiunea pentru depășirea obstacolelor se va face din nou simțită, vei fi izbită de idee ciudată pentru a-ți ține soțul sau iubitul de deoparte de unul dintre prieteni. Desigur, al ține de partea este un cuvânt puternic. Este posibil să te limitezi la flirturi, iar maximul să ajungi la săruturi și îmbrățișări ușoare. Luni negocierile vor avea succes, iar semnarea documentelor este mai bine să fie amânată pentru marți. Miercuri încearcă să eviți riscul asociat cu banii altor persoane. La sfârșitul săptămânii este posibil să ai sponsor și sfătuitor noi. Sâmbătă, astrele te sfătuiesc să mergi la cumpărături. Sterele îți recomandă să vizitezi stomatologul săptămâna aceasta. Da, cel mai probabil dinții nu dor, dar acest lucru nu înseamnă că totul este în ordine perfectă. Cu toate acestea, probleme grave, dacă îți monitorizezi starea de sănătate, nu vor fi găsite, deși probabil că trebuie să elimini tartul și să tratezi mici carei. Momentul este ideal pentru începerea unui tratament îndelungat. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Fecioara Până la mijlocul săptămânii este mai bine să stai acasă. Planetele îți recomandă să nu mergi nicăieri, cu atât mai puțin în călătoria. Acum atenția ta este prea distrasă și este posibil să ajungi accidental într-o situație traumatică. Până joi vei avea bani pe care îi poți cheltui singurică. Săptămâna aceasta s-ar putea să fie nevoită să te ascunzi de o avalanșă de oferte care te vor lovi brusc. Trebuie să muncești din greu pentru a respecta propriile interese. Marți este necesar să te concentrezi și să dedici mult timp lucrului. Miercuri, colegii pot încerca să-ți testeze nervii pentru putere, pot să nu observi glume reușite și el mici. Duminica este o zi bună pentru efort fizic. Întâlniri interesante, o cunoștință romantică, o aventură de dragoste interesantă, soarta îți va oferi cu siguranță ceva în această săptămână. Principalul lucru este să distingi darul soarte de întâmplare. Nu uita de scopul inițial al intimității fizice, nașterea unei vieți noi. Dacă planurile tale nu includ să ai un copil, încearcă astfel încât săptămâna aceasta manifestările de dragoste la nivel corporal să ducă la nașterea a ceva minunat și plăcut pentru amândoi. Poate că va fi o poezie emoționată, dedicată iubitului, sau o stare de spirit grozavă. Într-adevăr, bună dispoziție nu numai că inspiră cuplul tău, ci îi inspiră pe toți cei din jur. Afacerile financiare vor merge cu diferite grade de succes deoarece distragerea te împiede ca să obții rezultate mai bune, marți problemele cu card de credit nu sunt excluse. Poți întâlni escroci prezentați ca angajați ai băncii, nu le oferi informații. Vineri și sâmbătă, nu exagera cu divertismentul. În continuare ești predispusă la formarea de edemă pe picioare. Dacă dorești să-ți ușurezi starea, încearcă să mergi mai mult pe jos, într-un ritm puțin mai rapid decât confortabil. Refuză sarea și încearcă să normalizezi dieta. Fă zilnic masaj la picioare, folosește o speciale specială sau un prosopus cat, masează de la degete în sus. Crema cu extract de castane te va ajuta mult. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. Săptămâna aceasta nu este cel mai bun moment pentru întâlniri. Acest lucru se datorează faptului că forțele externe pot interfera cu planurile tale și reuniunea va trebui amânată. Ai tendința să te bazezi pe ceilalți, dar tu însă îți trebuie să poți da grijă de tine. Acorda atenție stării finanțelor tale. Poți obține multe dacă nu ești prea leneșă și îți folosești creierul. Vei avea ocazia să-ți schimbi viața și cariera în bine. Sunt posibile întâlniri și cunoștințe neașteptate. Fi sociabilă, trebuie să fii la vedere. Nu avea încredere în zvonuri, altfel tu însă îți vei distruge relația cu o persoană iubită. Joi trebuie să depășești toate dificultățile care au apărut în drumul tău de una singură. Vineri vei primi vești importante care îți pot transforma viața. La începutul săptămânii, singurătatea ta temporară nu este exclusă din cauza plecării sau a unui grad ridicat de angajare a persoanei iubite. Pătrece ceva timp cu prietenii, ei te vor ajuta să te simți mai încrezătoare și mai calmă. Excitația goală care strănește ochii îți va atrage un nor de fani. Degeaba le vei dovedi că o stare de spirit similară a apărut doar din cauza entuziasmului din munca ta. Prin urmare, încearcă să te îmbraci modest, dar nu în mod simplu și nu privi în ochii nimănui. Săptămâna aceasta poți întâmpina anumite dificultăți în relația cu partenerii de lucru individual. Încearcă să găsești un compromis. Miercuri vor apărea brusc noi planuri care vor împiedica treburile anterioare și vechile angajamente. La sfârșitul săptămânii sunt posibile noi încasări în numerar. Ai grijă de urechi, gât și nas pentru a nu deveni pacient al unui specialist. Dacă răcești, nu trata boala cu remedii populare sau chiar mai rău, în conformitate cu principiul trece de la sine. Ce este netratat poate fi acum plin de complicații. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion la locul de muncă colegii rodoasele și o fac exclusiv în spatele tău. Trebuie să oprești acest lucru la rădăcină și să o faci într-o formă destul de ascuțită. Nu încerca să rezolvi situația arătând prietenia. Nu va funcționa. De-a lungul săptămânii vei fi împrăștiată, iar sarcina la locul de muncă va afecta negativ starea de spirit. Soluția ideală este să pleci în vacanță, altfel o săptămână strălucitoare, plină de un sentiment de sărbătoare și de nevoie de o pauză relaxantă. Este însă timpul să scuturi lenea. Începe de de luni, noi proiecte, sarcini, planuri. Toate acestea promit succes și profit. În viața personală, totul se dezvoltă exact așa cum ai visat. Duminica este o zi bună pentru activități în aer liber. Săptămâna aceasta vei avea multe oportunități noi și experiențe romantice. Miercuri alesul tău îți va supune din nou imaginația unei încercări și vei căuta reciprocitatea. Te așteaptă o întâlnire foarte pasională. Îți vei căuta idealul toată săptămâna și din anumite motive, în principal printre colegii de la serviciu. În curând vei afla că nu trebuie să-l cauți pe prinț în țările îndepărtate, dar este mai bine să te uiți atent în jur. Adică, plimbă-te prin departamentele vecine. Performanța și energia ta vor începe să aducă rezultate concrete pentru a-ți consolida stabilitatea financiară. Circumstanțele îți vor permite să-ți realizezi ideile, să începi un nou proiect interesant și profitabil, să găsești o sursă suplimentară de venit. În zilele următoare, astrele îți recomandă să limitezi în mod semnificativ utilizarea produselor făinoase de grâu, pâine, clătite, prăjituri, paste, covrigi. Asta nu înseamnă că trebuie să trăiești fără pâine, dar înlocuiește griul cu secară, orez, porumb. Poți cumpăra ceva gata preparat sau poți cumpăra cereale sau făină și poți prepara un fel de mâncare gustos și sănătos. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, dacă ai planificat o călătorie săptămâna aceasta, nu o rata. Dacă dorești o schimbare de impresii, mergi undeva cu prietenii în acest weekend. În această lună ai depus deja prea mult efort pentru a lucra. Luni este o zi foarte bună pentru călătorii și excursii. Ai nevoie de atenție, chiar de meticulozitate. Ai încredere, dar verifică. Acesta este unul dintre momentele ascuțite din această săptămână. Poți urca un pas înalt în cariera ta și poți câștiga mult mai mult decât înainte. Totul merge bine în familie, dar încearcă să fii mai des acasă și să fii mai atentă cu cei dragi. Săptămâna aceasta, relația cu persoana iubită, sunt posibile schimbări foarte ascuțite, de la schimburi rapide de opinie la cele mai puternice valuri de tendrețe. Nu exagera cu emoțiile, oferă conexiunea ta puternică. Vineri este o zi bună pentru întâlniri. Săptămâna aceasta pare să fi fost creată pentru frivolitate, joacă și trucuri răutăcioase. Dacă soliciți ajutor în treburile amoroase de la Cupidon, copilul afectuos și nu de la Afrodita arzătoare, atunci vei putea depăși toate obstacolele pentru fericirea. Orice jocuri sexuale de rol, îmbrăcămintea sexe și alte idei grandioase sunt binevenite. Posibilitățile tale financiare pot fi limitate, dar miercuri vei primi profituri importante. Joi este o zi bună pentru contracte și oferte. Te poți distinge în fața șefilor tăi și vei primi un bonus. Acum ar fi bine să lucrezi la dieta ta. Stelele sugerează să citești ceva despre o dietă sănătoasă, dar nu doar să citești, ci să începi să folosești cunoștințele dobândite în viața ta de zi cu zi. Nu renunța, vei avea ocazia să te afișezi într-o imagine actualizată în fața oglinzii și în fața celor care te apreciază încă de luni sănătatea ta nu va fi lipsită de importanță. Te va afecta stresul fizic și psihic la care ai fost supusă în ultimele zile. În dietă ar trebui să ai mai multe alimente fierte, cuapte și cu conținut scăzut de grăsimi. Elimine condimentele picante. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn la începutul săptămânii vei fi nepăstuită cu mai multe proiecte promițătoare. Nu pierde șansa ta. În plus, ți se va înmâna recompensa mult timp promisă. Dacă ai dorit să-ți deschizi propria afacere, poți începe să întruchipezi planul. Alocă timp pentru tine nu numai în weekend, ci și în zilele de săptămână. Pentru a merge mai departe cu succes, trebuie să uzi de îndoiel și complexă. La mijlocul săptămânii este posibilă o călătorie. Marți nu arăta sentimente pretenoase în mod deschis, deși vei fi atrasă de sinceritate. Nu grăbi lucrurile și nu te grăbi să aduci planul la viață fără a te gândi la detalii. Luni este o zi bună pentru o întâlnire romantică. Iar te partenerului toate nemulțumirile vechi și le vei simți ușoară, iar starea ta de spirit va fi veselă și pașnică vineri este foarte probabil ca cel ales să nu-ți poată acorda o suficientă atenție, încearcă să înțelegi și să nu jignești. Pentru a te duce la culcare, iubitul tău va trebui să-ți promite ceva. Ei bine, dacă nu o haină de nurcă sau un laptop nou, atunci cel puțin o ieșire din țară în weekendul viitor. Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că recunoștința ta în avans îl va inspira, iar iubitul își va îndeplini promisiunile. În această săptămână, călătoriile și deplasările lungi nu sunt de dorit, deoarece nu promit altceva decât probleme și conflicte. Nu presa partenerii, altfel îi poți pierde. Situația financiară promite să fie stabilă, în ciuda costurilor neprevăzute care vor fi apărut la începutul săptămânii. Nu este deosebit de util acum să te gândești prea mult la simptomele și la semnele bolii. În timp ce te gândești, situația se poate agrava, starea ta de rău se va intensifica și se va dezvolta cu diverse complicații. Trebuie să acționezi rapid și decisiv, iar cea mai rezonabilă și corectă acțiune pentru tine este să te adresezi unui medic. Este posibil să iei unele măsuri primare, dar totuși consultă-te cu un specialist. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător Vei juca rolul unui judecător imparțial, deoarece o tensiune dintre unei membri ai echipei a atins punctul culminant. În acest caz trebuie să fii foarte corectă și să nu aluneci în critică moralizatoare. Pentru tine este tipic să provoci ceea ce duce adesea la tot felul de confruntări. Săptămâna este potrivită pentru regândirea planurilor pentru viața personală. Se pare că relația ta nu s-a dezvoltat încă. Dacă dorești să îți schimbi locul de muncă, chiar de luni poți începe să cauți. Săptămâna aceasta îți va fi utilă să faci un rezumat și să-ți amintești că este important pentru tine. Critica și acuzarea nu sunt deloc manifestări care ar trebui utilizate în circumstanțele săptămânii. Învață nu numai să asculți, ci și să auzi, renunță la impulsivitate. Sociabilitatea îți va permite să extinzi legăturile de interes și să faci contacte noi și utile. În viața personală sunt posibile îndoieli și gelozie. Nu rupe relația în urma emoțiilor negative. În prima jumătate a săptămânii vei avea o dispoziție foarte jucăușă. Doar nu exagera cu o doză de pasiune și presiune. Persoana iubită, din surprindere, poate lua o poziție defensivă. Joi este o zi bună atât pentru întâlniri prietenoase, cât și romantice. Relațiile cu sufletul tău pereche pot merge la un nivel cu totul nou îți sunt recomandate lupte jucăușe în pat și în alte situații în care poți lăsa aburul să iasă și eviți agresivitatea. Dacă nu te înfierbânți așa cum ar trebui, atunci riști să nu te limitezi la mușcarea urechii iubite. Săptămâna aceasta va trebui să cheltui mai mult decât câștigi. Fii atentă deoarece problemele financiare nerezolvate pot crea o atmosferă tensionată în relațiile cu partenerii și chiar în familie. Joi sunt posibile noi în casă renumerar. Corpul tău va deveni pentru tine o sursă a celor mai importante și interesante informații. Trebuie doar să înveți cum să auzi și să descifrezi semnalele pe care ți le oferă. Acest lucru nu este atât de simplu pe cât ar părea, dar este necesar dacă o dorești să rămâi într-o formă bună. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! În prima jumătate a săptămânii ar trebui să eviți călătoriile, inclusiv călătoriile de afaceri. În această perioadă, riscul de accidente va crește semnificativ, dar începând de joi, în viața ta vor apărea schimbări pozitive. Sfatul astrelor este să-ți asculți intuiția. Această perioadă este favorabilă pentru extinderea cercului de cunoscuți. Încearcă să nu aduci în banal întâlnirile romantice. Săptămâna aceasta va trebui să faci ce ce ai nevoie, nu ce ce vrei. Trebuie căutat un compromis. Prietenii te vor bombarda cu sfaturi de ametral opuse. Să le urmezi, desigur, nu merită, dar poți să le asculți și dintr-o dată un gând sensibil te va vizita. Eforturile tale la muncă nu vor trece neobservate, vei reuși. Vineri este indicat să-ți evaluezi critic acțiunile și cuvintele. Prima jumătate a săptămânii poate fi puțin plictisitoare. Prevește acest lucru ca o acțiune temporară înainte de o nouă rundă de evenimente tulburi din viața personală. Între timp, ar trebui să te gândești un pic la cum să fie viitorul împreună cu cel ales. Soarta, desigur, va decide în felul său, dar fii sigură în avantajul tău. Stelele avertizează că în viitorul apropiat este pur și simplu necesar să te gândești la mai multe opțiuni pentru rezolvarea manifestărilor erotice. Săptămâna aceasta riști să-ți asumi prea multe. Obligațiile crescute nu au nevoie de tine. Lucrează într-un ritm calm. Miercuri nu renunța la idei noi în sfera financiară. Joi sau vineri sunt posibile încasări de bani, Săptămâna aceasta ar trebui să ai grijă specială la articulațiile tale, în special la genunchi și coate. Încearcă să nu te supraîncarci. Dacă ai greutatea excesivă, începe o luptă cu aceasta, reducând aportul de calorii și crește activitatea fizică. Ar trebui să faci un complex de exerciții terapeutice speciale pentru tine, nu pe cont propriu, ci la sfatul unui medic. Acest lucru te va ajuta la evitarea tensiunii articulare excesive. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!